Eugen, câți domni în vârstă aveți în îngrijire în momentul de față aici în instituție? Noi acum avem 37. A fost și ca urmare a faptului că fiind interzis accesul pe baza carantinei și izolării, nu am mai primit bătrâni. Urmează să, acum am deschis din nou căminul, putem primi mai departe bătrânii aflați în nevoie. Avem câteva persoane deja în evaluare. Avem momentan 37, dar v-am zis, va fi în creștere pentru că întreaga capacitatea căminului este de 70 de locuri. În orice moment, atunci, orice fel de donații în legătură, cum și s-a vorbit de recent, articole de igienă, dezinfectanți, măști, alimente neperisabile, mereu sunt binevenite. Întotdeauna sunt binevenite, pentru că de acum încolo va trebui să ne obișnim cu purtatul echipamentului de protecție. Domnul Eugen, în câteva cuvinte, opinia dumneavoastră despre ajutorul locașului Duhului Sfânt, despre această acțiune socială a locașului Duhului Sfânt în a sprijini în măsura în care poate. Și instituția dumneavoastră, precum și altele, nu doar în Timișoara, și în România. Nu putem decât să mulțumim asociației dumneavoastră pentru sprijinul acordat. E un sprijin constant în ultima perioadă, în ultimii ani, și nu pot spune decât că e mai mult decât binevenit, având în vedere faptul că de obicei căminul nostru a suferit în ultimii ani de o subfinanțare cronică, că de altfel serviciile sociale în general. Costurile noastre sunt în jur de 2 milioane, 2 milioane și pe an, la nivelul, știu eu, unei deserviri de 40 și ceva, 50 de bătrâni și cu cât personal lucrăm noi acum. Deci din ce aveam noi în statul de organizare de 35 de persoane, lucrăm cu 23. Am înțeles. Atunci orice fel de donație mereu este binevenită. Întotdeauna este și va fi binevenită. Aceasta este importanța de a realiza aceste donații. Mulțumim tuturor colaboratorilor, tuturor celor care au făcut posibil această donație și vor face posibile și următoarele donații și aici, în acest loc. Mii de mulțumiri atât din partea noastră, cât și din partea beneficiarilor noștri, care vă asigur că sunt întotdeauna încântați de ceea ce primesc din partea noastră.